Liam Payne, the former member of the boy band One Direction, has died. Police have confirmed this to ABC News. The 31-year-old pop singer was found dead by paramedics in Buenos Aires, Argentina. Cazul Liam Payne. Take one. Astăzi avem unul dintre videoclipurile din seria Dark History, lucruri mai puțin cunoscute, date recente sau cazuri recente și multe astfel de videoclipuri, dar astăzi, așa cum ați văzut oricum și vuiește și internetul peste tot unde ai aruncat privirea, astăzi vorbim despre cazul Liam Payne. Probabil că ați văzut că în urmă cu 3 zile unul dintre foștii membrii One Direction a murit. Este un caz extraordinar de tragic, dar astăzi vom discuta despre câteva dintre detalii din ultimii săi ani, pentru că sunt cele mai relevante pentru acest caz. Relația cu ceilalți membri din One Direction, posta logonică care scrie despre el și nu tocmai ok, fosta nevastă. Avem foarte, foarte multe de discutat. Nu uitați să arătați și puțină iubire față de acest canal la început de drum și să dați subscribe, like, comentarii, care pe mine mă ajută foarte mult și mă ajută să ridicăm acest canal și acest videoclip de asemenea, așa că haideți să discutăm despre una dintre cele mai tulburătoare, cele mai multe întrebări, în afară de P. Diddy, despre care o să discutăm în altă parte. Ba chiar există o teorie despre P. Diddy în acest caz și o să vă spun un pic mai încolo. Dar da, este o moarte foarte incertă, foarte dureroasă, mai ales pentru fanii One Direction, pentru fanii cu atât mai mult al lui Liam Payne și avem multe, multe de discutat. Haideți să începem. Poate pentru cei care nu știu One Direction, n-au fost pasionați, nu știu care treaba, o să oferim un pic de context. Anul 2010 s-a format această, în cadrul X Factor, această trupă One Direction, iar Liam Payne este un personaj super, super cunoscut, mai ales în cadrul generației mele, pentru că foarte, foarte mulți oameni, și mi-aduc aminte de perioada liceului, erau înnebunite, eu nu eram printre aceia, dar îmi plăcea, dar nu eram fiartă, toată lumea era nebunită de Twilight și de One Direction. Indiferent dacă ești fan sau nu, sincer, te doare sufletul să auzi astfel de știri și astfel de cazuri extrem de tragice, mai ales că o să avem și o concluzie la sfârșitul acestui clip care o să vă ajute și pe voi în relația, zic eu, cu ceilalți, dar rămâneți pe aproape că merită, vă jur, merită. Mai ales că am căutat ceva detalii despre cazul ăsta, care, faptul că e recent, vă dați seama, este o anchetă în desfășurare, sunt niște lucruri ongoing, deci pe măsură ce apar mai multe lucruri o să vă țin update. Payne a murit în urmă cu 3 zile și avea doar 31 de ani, a murit într-un accident care, sincer, se zvonește și tind și eu să cred, trebuie să vă zic asta, tind să cred că nu a fost un accident, tind să cred că a fost on purpose, adică a fost intenționat faptul că, cred că din cauza substanțelor pe care le-a consumat și este o certitudine faptul că consumase niște substanțe, consumase niște medicamente, alcool, că era agitat, că nu era într-o stare foarte bună și oricum el este cunoscut pentru lupta asta cu problemele de natură mentală despre care a vorbit în mod deschis în mai multe interviuri și se afla într-o stare, probabil într-o criză. Ca să vă fac un pic de context și ca să ne întoarcem după aceea în trecutul său, o să vă spun că el a căzut de la etajul 3 dintr-un hotel, într-un hotel din Argentina. Nu era singur în acel moment, a căzut la etajul 3, 14 metri distanță și a avut niște leziuni atât de puternice, compatibile cu moartea. Nu a mai putut fi resuscitat, nu a mai fi făcut nimic pentru că a căzut și a murit, adică s-a descoperit că avea leziuni foarte nasoale la, evident, la cap și a murit pe loc. Dar o să vă spun astăzi, o să vă trec un pic prin fostele sale relații, o să vă trec și prin trecutul său din ultimii ani, nu de la când s-a născut, dar poate că ar fi util să vă zic că s-a născut la 29 august, aceeași zi de naștere cu Michael Jackson, deci asta ar face fecioară. Și haideți să discutăm despre relațiile, fostele sale relații, pentru că fiecare dintre ele, zic eu, că a avut un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă astăzi sau au un cuvânt în continuare de spus. Mai ales că o să vedeți zilele următoare că toată lumea cere, urmărește, vânează reacții din partea fostelor sale. Familia deja, din ce am văzut chiar astăzi sau ieri, tatăl său a venit la acest hotel și vă dați seama ce s-a întâmplat, adică a venit să vadă ce se întâmplă. Ea a prins o lumânare în locul în care a murit și este foarte dureros să vă zic mai mult de atât. Dar este relevant să discutăm un pic despre trecutul său, trecutul din urmă cu poate
hai să luăm din 2010, acolo unde trebuie să știți că Liam Payne a participat de două la X Factor, o dată atunci când avea 14 ani și apoi ultima dată când avea 16 ani și a fost momentul în care s-a fondat One Direction. Trebuie să știți că atunci a fost momentul în care nu numai că i-a întâlnit pe viitorii săi colegi din One Direction, dar a întâlnit-o și pe această tipă pe nume Cheryl Cole, care este actualmente mama fiului și singurului său copil. De ce e relevant? Păi, stați un pic. În primul rând, el avea 14 ani când a întâlnit-o pe aia, era în juriu, era deja o vedetă foarte cunoscută în Marea Britanie, deci toată lumea cunoștea, are o carieră de succes, este de asemenea cântăreață, background-ul său este de asemenea foarte asemănător, pentru că și a pornit într-o trupă și a început să devină cunoscută și apoi și-a lansat cariera solo. Ei bine, atunci s-au întâlnit, i-au zis, bă, chiar dacă nu mă înșel, am citit că i-a și spus o replică din asta, că ești foarte cute, la modul ăsta a avut o remarcă și el, din ce spune, i-ar fi rămas treaba asta în minte și, mă rog, s-a întors ca să-și ia cumva revanșa, să arate că este talentat și că a învățat lucruri. S-a întors la 16 ani la același concurs și a demonstrat ca dovadă că poate să facă că este talentat, că merită atenția publicului și așa mai departe. 2010. În ceea ce privește relația celor doi, trebuie să știți că ea era căsătorită, ea este mai mare cu 10 ani decât el, actualmente cred că are undeva la 41 de ani, dacă el are 31, lol, și au început să se întâlnească de pe undeva din 2015-2016. Ei au atras oricum atenția pentru că este acest gap, mie mi se pare personal un gap foarte mare de vârstă, dar let's say that, oamenilor, mi se pare. E poate un pic mai ciudat în cazul când femeia e mai mare, I don't know. Asta este părerea fiecăruia, e treaba fiecăruia, nu stăm să judecăm lucrurile astea, dar acest gap, acest interval de vârstă, de diferență și așa mai departe, a atras atenția, domne, e așa ceva ce trebuie să urmărim, că ia uite ce ne-a obișnuit. Așa că ei au început să se întâlnească prin 2016 și treaba este că ea divorțase în perioada respectivă și a început să se întâlnească cu Liam. Bun, mai târziu un pic, la un an distanță, în 2017, se pare că lucrurile s-au întâmplat destul de rapid și în anul 2017, undeva prin martie, mai exact la 22 martie, se naște fiul lui Liam, nume Bear Grey Payne. Deci, cei doi s-au mișcat destul de repede, nu erau căsătoriți, dar au făcut primul lor copil și trebuie să menționez faptul că Liam avea pe atunci 23 de ani. Deci, 23 de ani era destul de micuț. Deși, inițial au fost foarte apropiați, lucrurile păreau foarte fericite, că era o familie fericită, uite, au făcut și un copil, cât de frumos. Dar în iulie 2018, cei doi iau decizia aceasta de comun acord, pe cale pașnică, să se despartă la 2 ani distanție de relație. Cu toate acestea, ei amândoi, și cred că lucrul ăsta se reflectă destul de bine și în prezent, și o să vă zic ce reacție a avut Cheryl, fosta lui, și mama copilului său de 7 ani în acest moment, a avut o reacție foarte heartbreaking. Dar cei doi spun, noi o să rămânem în relații bune, o să ne creștem copilul în pace și armonie, dar ne-am despărțit, asta este, drumurile noastre nu mai coincid. Dar în alte contexte, Liam chiar a declarat faptul că își dorea să devină tată tânăr, deci avea doar 23 de ani. Mă rog, o alegere personală. Trecem mai departe la ce s-a întâmplat după aceea în cadrul relațiilor lui Liam, pentru că este foarte, foarte relevant, mai ales pentru că vorbim despre fosta logodnică care a prevestit mai mult sau mai puțin moartea sa. Eu spune destul de mult a prevestit-o, dar așteptați să vedeți la ce mă refer. În anul 2019, Liam s-a reîndrăgostit, dar o reîndrăgosteală oficială, să zic așa, că și asta e discutabil. Ați văzut probabil ce a ieșit în media despre practicile lui. Dar ideea este că cei doi s-au întâlnit în 2019 și mai exact aici vorbesc despre Liam și fosta lui iubită Maya Henry. Maya Henry, un model extrem de superb și o influenceriță. Și totul bine frumos, în anul 2019, plin de iubire, la una distanță își anunță logona și da, toată lumea, toată presa internațională era cu ochii pe ei, pentru că erau acest cuplu foarte frumos, foarte cute, foarte îndrăgostit, na, genul de poveste care vine, nu-i așa? Un star pop cu o tipă model, influenceriță. Ok, dar ce este de fapt aici extrem, extrem, extrem de interesant, sincer, și foarte relevant pentru cazul de față, pentru că simt eu că în zilele următoare o să reiasă niște detalii care s-ar putea să spună foarte multe despre motivele pentru care Liam a murit. Pentru că este destul de grav ce s-a întâmplat, haideți să vă zic. Cei doi s-au despărțit în condiții, spre deosebire de fosta relație, destul de nasoale și spun asta pentru că
au vorbit cam urțel unul de altul și o să vă zic că Maya Harry a lansat o carte despre relația sa. Nu știu cum am citit undeva că de fapt era o ficțiune, mă rog, ea se vrea o ficțiune, dar de fapt este inspirată din fapte reale. Evident că este, când o să vă spun despre ce e în acea carte, o să vă dați seama și o să trageți voi concluziile. Dar acea carte se numește Looking Forward, cu o copertă foarte drăguță și foarte sugestivă. Puteți să o vedeți și voi aici. După cum puteți vedea, deci nu se putea ceva mai evident de atât. Deci, cum să fii subtil fără să fii subtil? Deci, vedeți, un cuplu, practic el cu o chitară, cu... ce să vezi, tatuaje pe mâini, exact ca Liam. Și ea, și ei, și whatever. Ok, haideți să trecem la subiectul acestei cărți, pentru că asta ne interesează și o să vă zic că această operă, inspirată din fapte reale, este despre o tipă, un model, crazy, un model pe care o cheamă Mallory, se îndrăgostește de acest tip pe care îl cheamă Oliver, membru al unei trupe, ce să vezi, o trupă populară de băieți, numită Five Forward. De această trupă se înființează odată cu participarea acestor băieți la o emisiune TV care se numește Star Power. Wow! Perspicace, da? Spre sfârșitul cărții, și aici ne interesează cu adevărat ce se întâmplă, este faptul că personajul lui Mallory se întoarce într-un apartament, în apartamentul, dacă nu mă înșel, al celor doi, apartamentul în care locuiau împreună, undeva în Londra, îl găsește pe Oliver, da, iubitul ei, într-o cădere psihică. O cădere psihică alimentată de consumul de substanțe, de depresie. El țipă la ea și plânge, o lovește la un moment dat și el, ce să vezi, în cartea ei o amenință că va sări de pe balcon, spunându-i că se va, că își va lua viața, mai frumos spus. Și pentru că este foarte grav, sincer, mi se rupe sufletul meu povestea asta, mi se pare foarte, foarte, foarte tristă și mi se pare șocant că povestea asta e literalmente ceea ce s-a întâmplat. Și chiar abia aștept să văd ce va spune Maya, pentru că aparent a rămas foarte tăcută și e și normal, ești șocat când cineva, că nu va menționa, dar ideea este că Maya a făcut niște clipuri, a participat la un podcast, a făcut niște clipuri pe TikTok-ul, pe contul ei de TikTok, în care a vorbit despre relația pe care ea spune că este o relație toxică între Liam și ea, pentru, din mai multe motive. În primul rând, faptul că o caută neîncetat și o hărțuiește, că îi dă mesaje mereu ei din diferite conturi, că îi dă mesaje inclusiv familiei acestei femei. But when I announced my book, he did the same thing. He called my mom. I think I'm not going to be around much longer. Inclusiv mamei, în care spune să-i răspundă și că el nu trece printr-o perioadă bună și în momentul în care știa că va lansa cartea, chiar Liam i-a spus mamei lui și ei, mamei Maiei, de fapt, că nu trece printr-o perioadă bună și că n-ar fi o idee foarte bună să lanseze această carte. Ba chiar spunea că simte că nu va mai fi sau ceva la modul acesta. Semne atât de evidente că omul nostru nu trecea deloc printr-o perioadă ok, din niciun punct de vedere. Maya spune că ea a încercat să-l ajute, dar nu i-a ieșit. Nu ne-a explicat mai multe chestii, ea spune că sunt niște detalii pe care ea nu, din motive legale, nu le poate oferi. Nu știm, sincer, deși și eu sunt tentată să cred că omul ăsta striga în felul lui după ajutor și am întâlnit, să știți, mulți oameni și cred că asta este una dintre lecțiile pe care vreau să ne învățăm cu toții, să ascultăm pe oamenii din jur, să fim mai atenți. Dar o să vă las asta pe sfârșit, pentru că mai trebuie să discutăm despre anchetă și despre One Direction și despre mai multe. Dar ideea este că el avea tendințe... știți, YouTube. Și lucrul ăsta este foarte clar. Spune chiar ea. Spune public lucrul ăsta. Spune public că el tot timpul amenința pe ea că nu va mai fi și că nu e bine și că... Ea spune că aceasta era tactica lui de a o șantaja emoțional pentru a se împăca, deși se spune, se zvonește că ei s-au despărțit. It is, like you said, such a low f-ing manipulation tactic. Sunt oricum din niște motive, pentru că el ar fi fost în paralel cu altcineva, că nu era tocmai, nu avea o atitudine ok, în fine. Este clar că vor mai reieși câteva detalii din cazul acesta, mai ales că Maya nu a dat nicio declarație până în momentul respectiv, dar să știți că Cheryl a postat o poză cu Liam și cu bebelușul lor și spune că nu a murit doar un superstar, ci a murit un frate, un
human being, adică un tată. Haideți să revenim la zilele acestea, zile în care se desfășoară ancheta, zile în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, tragedia, și o să vă zic că Liam Payne era în Argentina împreună cu actuala sa iubită, de asemenea o influenceriță pe nume Kate Cassidy, care se distrau, nu știu dacă m-am zis ocazia cu care ei erau acolo de vreo 2 săptămâni. Ei au mers acolo pentru că Liam voia să participe la unul dintre concertele unui fost coleg din trupă. Este mai puțin important cine, ce, cum era, dar o să vă zic ceva legat și de treaba asta și de participarea lui la acel concert. Ok, să trecem la cea de-a doua parte a acestui videoclip, care este vorba despre ce a ieșit în ultimul timp, ancheta. Gândiți-vă că este totuși un caz care s-a întâmplat în urmă cu 3 zile, deci este destul de recent și sunt cu toate astea foarte multe detalii care au reieșit în presă. Foarte, foarte multe speculații în social media, dar o să trecem prin câteva dintre ele. În primul rând, v-am zis, iubita lui Kate Cassidy a plecat, nu se știe de ce, nu se știe dacă s-au certat sau nu. Nu vom ști chestia asta, probabil o să spune ea ceva sau nu. Dar a plecat mai devreme, a zis că s-a săturat să stea acolo 2 săptămâni, că nu poate să stea în același loc. Anyways, e foarte ușor să afli lucrurile astea pentru că este influenceriță, deci își documentează cam tot ce face. I was so ready to leave. Honestly, loved South America, but I hate staying in one place for too long. And we were supposed to be there for like 5 days, turned into 2 weeks, and I was just like, I need to go home. Și chiar o să vedeți pe profilul ei de TikTok, a zis că eu o să plec mai devreme, cred că în Florida, parcă. Și o să merg mai devreme acasă, nu mai pot să stau aici. Nu a zis nimic. Cred că asta este un indiciu, pentru că nu a spus nimic despre Liam. Adică n-a zis, băi, Liam mai rămâne, că mai are chef să stea pe aici. Nu, nimic. Ceea ce îmi dă acum de gândit. Ideea este că ea s-a întors acasă, frumos, viața tipică de influenceriță. Și el rămâne singur la hotel și ziua în care a murit. Au reușit foarte, foarte multe detalii extrem de relevante și de interesante. Și anume faptul că, înainte cu câteva ore să moară, s-a certat cu cineva în lobby, cu 2 femei, se crede, care în momentul acesta sunt chestionate pentru că au fost printre puținele persoane care au interacționat cu el înainte să moară. Deci sunt 2 femei. Este și un filmuleț care este acum online și puteți să-l vedeți și voi. Este nervos, își ține laptopul în brațe, se vede că e recalcitrant, se vede că nu este în apele lui. Apoi urcă în camera lui, face un video, a făcut un video atât singur cât și cu iubita lui, deci înainte să plece, care își documenta viața. De foarte multe ori el ținea legătura cu fanii pe Snapchat și documenta acolo tot ce face, urmând ca la ceva momente distanță să înceapă să aibă un episod destul de ciudat pe care oamenii în jur să-l audă, și anume faptul că începuse să plântească tot felul de lucruri, să se vadă că este consumase alcool, pentru că lucrul ăsta a reieșit din faptul că există și în acest moment online un apel telefonic făcut de către stafful hotelului la care a fost cazat, din Argentina, în care spune, ne este teamă, adică spune poliției, sună la poliție să vină să calmeze un pic. Está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Lucrurile pentru că le era literalmente teamă că se va sinucide. Și asta s-a întâmplat, pentru că, așteptați un pic să vă zic, de fapt, poate vă pună apelul telefonic. Mă rog, ei spun, este un om care a consumat alcool, face foarte multă gălăgie, trântește lucruri și ne este teamă să nu facă un gest necugetat. Ei bine, vine poliția, însă, după câteva foarte puține minute după ce vine poliția, se aude o bufnitură, se aude... Știi, ca și cum a căzut ceva. În momentul acela, poliția verifică ce s-a auzit și constată faptul că omul despre care se vorbea murise, pentru că căzuse de la balconul din camera în la care era cazat, de la etajul 3. Ideea este că au apărut poze și cu camera în care a fost cazat Liam Payne și se vede că televizorul era absolut bubuit. Se vede că a avut, nu știu, a dat cu pumnul un televizor pentru că era așa o gaură, un fel de gaură, whatever. Se vede că consumase niște substanțe pentru că există o poză cu masa lui în care se vede. Practic, camera în care era cazat era total mess, adică era total, total cu susul în jos, să zic așa. Și acum sunt foarte multe teorii, foarte, foarte, foarte multe teorii. Unii spun pe TikTok, de exemplu, că el, de fapt, a vrut să se arunce în nebunia lui, pentru că e clar că omul consumase ceva în acel moment și probabil alimentat de starea pe care o avea. Și mie mi se pare că acum e relevant să spunem că era totuși singur, iubita lui a plecat, deci poate avea legătură cu asta?
ce spuneți? Și dacă nu, o să vă zic că unii de pe internet spun că, domne, el voia de fapt să se arunce în piscină, pentru că în spatele hotelului era o piscină. Și că de fapt asta era tot ce voia el să facă, să se arunce în piscină și, hei, a căzut și a murit. Dar, pe de altă parte, o altă teorie care mi se pare că ia o ascensiune foarte mare în momentul de față, as we speak, cum s-ar zice, și anume faptul că P. Diddy are o legătură și cu treaba asta. Și o să vă zic și de ce. Pentru că în acest moment oricum circulă tot felul de filmulețe din trecutul lui Liam și interviuri și... Și nu cred că v-am menționat de relația lui cu One Direction. Știu că sunt... Mi se pare așa de trist încât mi-e greu să-l tratez ca un oarecare subiect, mai ales că este și super actual, deci mă scuzați dacă nu e așa ca un timeline foarte bine făcut. Ideea este că, apropo de P. Diddy și de trecutul lui, vreau să zic că relația lui cu cei membri din One Direction nu era tocmai cea mai bună. Din ce am înțeles, nu s-au despărțit tocmai ok, deși probabil că ați văzut ce fel de mesaje au postat fiecare dintre ei, și Zayn și Harry Styles și mai mulți, în care au zis că, domne, ne-a inspirat, îți mulțumim pentru ce ai fost și mai multe mesaje de tipul acesta, care păreau super acolo, super reale, și acum stau să mă îndoiesc pentru faptul că din ce reiese în acest moment nu era tocmai în relație bune cu ei, ba chiar a existat o altercație între el și Zayn, și asta a spus Maya, fosta lui iubită, cea care în urmă cu câteva zile făcea tot fel de declarații pe TikTok, pentru că la un moment dat Liam a fost împins într-un perete, nu se știa cine e, și a zis Maya acum că, domnule, era Zayn și, mă rog. Se spune că avea suferea de chestia asta de a fi în centrul atenției și cumva de asta nu prea îl suportau. Știți că vă ziceam și de concertul ăla în care, la care participase în urmă cu câteva zile. El era acolo undeva în culise la VIP cu Kate, iubita lui, și efectiv mergea la fan, vorbea cu ei, atrăgea atenția, toată lumea voia să facă poză cu el, el na, făcea poză cu ei și așa, dar practic atrăgea atenția, în loc să fie centrul atenției întărețul, cel care susținea concertul, el voia să fie el în centrul atenției. Asta zice internetul, eu vă zic ce zice internetul. Nu știu cum să interpretezi lucrurile astea, sincer, că nu, e foarte greu să le interpretezi atunci când nu cunoști omul. Și da, poate voia să fie în centrul atenției, pentru că mai aș spune că nimeni, că mi s-a zis că nimeni nu o să mă creadă pentru faptul, și i-a zis și el, că nimeni nu o să o creadă pentru că fanii sunt întotdeauna de partea lui și niciodată nu o să o creadă și o să o ferească pe internet, ceea ce s-a întâmplat. Și cumva el cu gura lui a zis asta treaba, că el are putere din punctul ăsta de vedere și că ea nu o să fie crescută de nimeni, pentru că, na, fanbase-ul lui nu o să se compare niciodată cu al ei, credibilitatea lui, dar asta e o paranteză. Și da, overall, nici relațiile cu One Direction, cu foștii membri din One Direction, nu era una tocmai fericită, sincer. Știți cum se zice, nu avem unde să știm, dar cert este că da, ceva era acolo, se vede treaba asta. Și în legătură cu B. Diddy și legătura cu P. Diddy, circulă în acest moment un clip cu apariția lui Liam într-un... To P. Diddy and Jay-Z was there. Într-o emisiune în care vorbește și despre P. Diddy și despre cum l-a cunoscut și era cu Jay-Z și o întâmplare de genul ăsta, în care în momentul ăla și e destul de vizibil că prezentatorii nu se simțeau confortabili, adică efectiv în momentul în care Liam început să vorbească despre P. Diddy, cei doi prezentatori aveau niște gesturi ciudate, se uitau ciudat, se uitau în gol, aveau niște grimase ciudățele, adică se vedea că nu se simt confortabil pur și simplu cu subiectul acesta, de unde foarte, foarte mulți în acest moment spun că P. Diddy are legătură cu moartea lui, pentru că ce să vezi, reiese atât de multe lucruri murdare despre vedete și despre legăturile cu P. Diddy, încât P. Diddy s-ar fi ocupat să-l omoare pe Liam. Sau că în lobby, oamenii care el vorbea erau oamenii lui P. Diddy, adică aceste două femei. Nu știu ce să zic, sincer. Habar n-am ce să zic. Gândiți-vă că erau doar niște copii oamenii ăștia când l-au cunoscut pe P. Diddy, la fel ca Justin Bieber, la fel ca Usher, ei aveau 16 ani, efectiv aveau 16 ani, când format One Direction și chiar dacă s-au destrămat, tot au rămas una dintre cele mai importante și cele mai populare trupe, mai ales din Marea Britanie, dar din lume. Ideea este, și cu ce am rămas eu din toată treaba asta, fără să cunosc, evident, și niciunul dintre noi nu cunoaștem, nu putem să ne dăm cu părerea, putem sigur să credem una sau alta, dar n-ai de unde să știi ce s-a întâmplat cu omul ăla, dar eu vă zic concluzia mea. Era un om care, deși avea toți banii din lume să facă ce își dorește, să experimenteze ce își dorește, toate astea suferea de niște lucruri nefericite, adică era într-o
depresie, se vedea că nu e ok, se vedea că există un motiv pentru care consumă acele substanțe, alcool și așa mai departe, adică nu era el okay el cu el și că încerca să atragă atenția cu privire la chestia asta sub diverse forme, mai mult sau mai puțin fericite, adevărat. Nu știu care e treaba cu relația cu Maya, e clar că era vorbea din super multă supărare și frustrare despre el, adică se vede asta în ochii ei, dar că nu știm ce s-a întâmplat și nu știu dacă era, acum sincer, cât de rău să fii ca să meriți așa ceva. Adică, da, poate era un bărbat nenorocit și o șelase pe tipa aia, poate s-a purtat urât, am înțeles chiar că ar fi obligat-o să renunțe la o sarcină. Nu știu nici treaba asta cât de adevărată este, vă zic. Totdeauna stați cu doi pași în spate când auziți tot felul de lucruri, chiar dacă par foarte juicy, foarte așa de dragul telenovelei, totuși vorbim despre un om care a murit la 31 de ani, sub niște circumstanțe foarte dubioase. Deși cam toți ne-am dat seama că nu cred că i-a făcut cineva asta, ci a făcut-o singur. Cred că a fost un act premeditat. Și să știți că zilele astea, chiar astăzi, ieri sau astăzi, a ieșit o conversație cu una dintre prietenele sale. Este vorba despre un mesaj al lui Judy Richards, o prietenă de-a lui Liam Payne, care a trimis un mesaj fix numai cu câteva ore înainte de tragedie, în care se întrebau unul pe altul ce faci, ce mai faci, unde ești, sunt în Argentina, wow! Și apoi un mesaj a fost, nu pot să cred ce s-a întâmplat, este adevărat. E foarte, foarte, foarte trist și sincer, și aici voiam să ajung, cred că ar trebui să învățăm să fim un pic mai atenți la oamenii din jurul nostru care ne dau semnale că nu sunt bine sau ne dau semnale mai mult sau mai puțin stângace sau sub diverse forme, pentru că nu știm cu toții să ne exprimăm sentimentele, mai ales când suntem într-o presie sau suferim ceva, și cred că ar trebui să învățăm să fim mai empatici și mai atenți cu cei din jur, să fie o lecție poate despre lucrul ăsta, despre omenie, empatie și da, cu siguranță o să vă mai țin la curent cu acest caz care este extrem de trist, sincer vă zic, care eu nu sunt fană și pe mine mi-e foarte greu să urmăresc treaba asta, pentru că este foarte mare păcat de talentul acestui om și foarte mare păcat că este totuși un copil care a rămas fără tată la 7 ani, indiferent de cine e acela. Pentru că probabil o să zice, da, da, sunt privilegiați, au bani, alții sunt în același caz și, mă rog, știți că nu e despre asta. Nu uitați să ne lăsați un like, un comentariu, subscribe și vreau să știu părerea voastră neapărat. Vreau să știu ce ați urmărit, ce ați mai auzit. Dacă sunt detalii pe care eu nu le-am acoperit, vă rog să le spuneți voi în comentarii sub o formă foarte drăguță, pentru că am văzut că sunt unii care suferă de niște frustrări și care mai simt nevoia să împungă cu niște chestii, dar știu că majoritatea astăzi aici cu mine, pentru mine și vă rog să-mi spuneți părerea voastră. Noi ne revedem data viitoare cu un alt clip. Așa că sfârșitul acestui clip și, Doamne, să știți că o să folosesc mereu chestia asta dacă nu uit. Ador. Așa că ne revedem data viitoare. Vă pup. Nu uitați de subscribe.